Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Matei, capitolul 2. Vom citi primele 12 versete în această seară. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpătiile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpătenie, care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care s-a arătase steaua. Apoi i-a trimis în Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc, și când îl veți găsi, dați-mi și mie știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă a fost înștiințat de Dumnezeu un vis și să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. În această seară vrem ca să medităm împreună la acest eveniment deosebit de important, de importanță cosmică, am putea spune, de importanță veșnică. Și acest eveniment este abordat frecvent în Scriptură, în Noul Testament. Este abordat în diverse feluri, în diverse locuri. Mai ales în Evanghelie avem diferite narrative care ne vorbesc despre acest eveniment important. Și fiecare autor vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos dintr-o perspectivă diferită. În zilele care au trecut, în duminicile care au trecut, ne-am uitat împreună la identitatea Domnului Iisus Hristos și am văzut că Domnul Iisus Hristos are o identitate unică. El este Dumnezeu întrupat. El este a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul Etern, Fiul Veșnic, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a coborât din ceruri și s-a întrupat, a luat asupra Lui carne și oase ca să îndeplinească această misiune imposibilă pentru noi, de a ne pune într-o stare corectă cu Dumnezeu. Noi care suntem răzvrătiți, noi care suntem păcătoși, care suntem dușmanii lui Dumnezeu, aveam nevoie de un mântuitor. Avem nevoie de cineva să ne salveze din această stare. Și nimeni din neamul omenesc, ne spune Biblia, nu s-ar califica la această misiune. Pentru că orice om este marcat de pata păcatului și sacrificiul cerut, un sacrificiu de sânge, după cuvântul lui Dumnezeu, sacrificiul cerut trebuie să fie fără cusură, fără pată. Singura persoană care s-a calificat a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Și fiecare autor al Evangheliilor ne arată dintr-o perspectivă diferită identitatea Domnului Iisus Hristos. De exemplu, Marcu, care este cea mai comasată Evanghelie, se focalizează foarte mult pe acțiunile Domnului Iisus Hristos. Marcu începe direct cu lucrarea Domnului Iisus Hristos și nu vizează identitatea lui aproape deloc din perspectiva întrupării. Marcu se focalizează pe identitatea Domnului Iisus Hristos prin acțiunile lui, prin minunile lui, și vrea ca să ne spună: uitați cine este Hristos prin prisma ceea ce a făcut. Ne arată că este stăpân peste natură, ne arată că este stăpân peste păcat, ne arată că este stăpân peste duhurile rele. Marcu vrea ca să ne spună cine altcineva decât Dumnezeu întrupat, Dumnezeu în forma de om, ar putea să aibă așa putere care o are doar Dumnezeul cel suveran. Ioan începe capitolul 1, așa cum bine știți, cu Logosul întrupat. La început era
cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Mi se spune că tot ceea ce s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi la versetul 14 ne spune că acest cuvânt, acest logos, s-a întrupat și a umblat printre noi. Și noi am văzut, noi oamenii am văzut întocmai slava lui Dumnezeu. Ioan vrea să dovedească, și de aceea începe Evanghelia lui în acest fel, vrea să dovedească divinitatea Domnului Iisus Hristos prin Evanghelia sa. Scopul Evangheliei este la final, când ai citit tot narativul lui, toate dovezile prezentate, este să spui, da, Hristos este Fiul Etern. Hristos este Logosul, Hristos este Dumnezeu. Și Ioan ne spune că scopul lui este ca noi, citind Evanghelia lui, să credem în Domnul Iisus Hristos. Luca prezintă îndeamănunt întruparea Domnului Iisus Hristos și o prezintă din perspectiva anunțării care începe cu Maria, îngerul care vine la Maria și o anunță despre evenimentele care urmează să se întâmple. Apoi vedem că sunt anunțați păstorii și păstorii participă la acest eveniment minunat. Mi se spune în felul următor, în ținutul acela erau niște păstori care rămăseaseră afară pe câmp și stăteau de pază în timpul nopții în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul a zis, nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Matei începe din altă perspectivă. Matei începe cu anunțarea lui Iosif, nu al lui Maria, și apoi, așa cum am văzut, ne arată vizita magilor, călătoria lor ca să vadă copilul. Fiecare perspectivă are ceva important să ne comunice. Nimic din ceea ce este scris în Sfânta Scriptură nu este suplimentar, nu este în plus. Tot ceea ce este acolo are un mesaj anume care trebuie să fie transmis nouă. Fiecare autor vrea să sublinieze ceva diferit despre acest eveniment important. Și în această seară vrem să ne uităm telegrafic la relatarea lui Matei și mai ales la această vizită a magilor și să observăm patru aspecte importante din acest text. În primul rând, vrem ca să subliniem persoanele care sunt implicate. Cine sunt acești magi? Apoi călătoria parcursă ca să ajungă în prezența Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, vrem să ne uităm la închinarea lor, care este punctul focal al acestei întâlniri. Și al patrulea rând, vrem să ne uităm la acest eveniment și la detaliile subliniate de evanghelistul Matei și să vedem care sunt lecțiile, care sunt aplicațiile transmise pentru noi. Vrem să plecăm cu ceva învățat din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, persoanele implicate. Matei începe și ne spune denumirea lor. Ne spune că erau niște magi. Acest termen se referă la oameni care practicau magie. Mai avem, de exemplu, în Noul Testament, pe Simon, magus, da? Sau magul. Oameni care practicau magie sau astrologie, sau se ocupau de a ghici, de a citi în palmă, de a vorbi cu spiritele și așa mai departe. De obicei erau mistici, erau păgâni. Herodot, de exemplu, un istoric grecesc, considerat tatăl științei de istorie, descrie magii ca membri din clasa de preoți din Imperiul Persan. Acești oameni de obicei nu erau doar niște oameni care practicau artele oculte, ci erau de obicei lideri religioși, preoți păgâni care practicau aceste lucruri. Erau considerați că dețineau o înțelepciune extraordinară, de aceea erau și numiți oameni înțelepți. În unele traduceri așa se traduce, niște oameni înțelepți. În engleză se traduce wise men, da? Oameni înțelepți. De ce? Pentru că prin ceea ce practicau și prin postura care o aveau, ca și lideri religioși în păgânătate, erau considerați ca oameni care dețineau o cunoaștere specială, o înțelepciune specială. Oamenii credeau că aveau puteri magice și posibil că unii dintre ei practicau anumite forme de magie. Aveau capabilitatea de a interpreta semnele vremurilor, citeau în stele și știau ce și preziceau ce ar trebui să se întâmple. Al doilea rând, se spune de unde provin acești magi.
Nu doar că sunt niște oameni înțelepți, niște oameni religioși, niște oameni care practică aceste arte oculte, dar știm și de unde sunt, sau cel puțin aproximativ geografic. Ni se spune că sunt niște magi din Răsărit. Matei vrea să ne transmită cel puțin două lucruri prin acest detaliu important. În primul rând că erau de departe. Mai mult ca probabil că erau din Imperiul Persan, care este în estul Ierusalimului. Și în al doilea rând, prin faptul că erau din Răsărit, ni se identifică faptul că erau păgâni. Nu erau doar niște oameni înțeles care veneau din estul Ierusalimului, ci erau niște oameni păgâni, niște lideri religioși, dintre neamuri, din păgânitate, care au venit la Ierusalim, care au venit spre Betleem ca să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, ni se subliniază călătoria lor. Faptul că acești oameni ar trebui ca să parcurgă o călătorie. Ni se spune care a fost motivația, impulsul care i-a determinat ca să meargă în această călătorie, și anume o stea. Când ajung la Ierusalim, întreabă unde este împăratul care s-a născut de curând iudeilor. Căci am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm lui. Nu știm foarte multe detalii despre exact ce au văzut acești oameni. Poate că a fost pur și simplu o stea care strălucea mai mult ca de obicei. Oamenii aceștia, practicând astrologia, probabil că priveau bolta cerească în mod constant și au observat că ceva este diferit în această seară. Sau poate a fost un meteorit care se vedea pe cer. Poate, putem specula, poate a fost altceva. Poate de la distanță foarte mare au văzut lumina strălucitoare de la corul îngeresc care a umplut cerul cu slava lui Dumnezeu. Este o posibilitate, pentru că vedem că steaua aceasta care au văzut direcția în care trebuie să se ducă, la un moment dat dispare. Deci știm că este un eveniment temporar. N-a fost o stea care i-a călăuzit neapărat până la Ierusalim. Au văzut ceva într-o anumită direcție, au înțeles că este direcția Ierusalimului, au înțeles, au corelat acest fenomen pe cer cu ceea ce cunoșteau ei, și o să vedem imediat de unde aveau ei detalii despre ce trebuia să se întâmple la Betleem, și s-au îndreptat în această direcție. Dar apoi, când ajung la Irod, rețineți că steaua nu mai este acolo. Și când ies afară și văd din nou acea stea, acea lumină, se bucură nespus de mult. Și din acel moment, după ce ies de la Irod, steaua îi ghidează până la casa în care se află Domnul Iisus Hristos. Posibil că această stea nu este altceva decât lumina strălucitoare a îngerilor care s-a văzut în acea seară când păstorii au fost înștiințați. Și apoi Dumnezeu a trimis din nou un înger ca să călăuzească pe acești magi de la palatul lui Irod până la casa în care se afla Hristos. Nu știm exact. Dar știm că exista o anticipare extraordinară, că oamenii aceștia se uitau pe bolta cerească anticipând să se întâmple ceva. Așteptau ca să intre pe scena istoriei o persoană extraordinar de importantă. Și ei au înțeles că această stea a anunțat venirea lui. Condițiile călătoriei ne putem închipui. Nu avem din nou foarte multe detalii, dar este evident că această călătorie a fost în primul rând una lungă. Cel puțin de 2 săptămâni sau probabil mai mult, o distanță foarte lungă parcursă. Oamenii aceștia n-au mers din stadion până în centru. Și n-au avut nici mașini, au mers pe cămilă, au mers pe animale, mai mult ca sigur, și au parcurs o călătorie foarte lungă, o călătorie foarte costisitoare ca să ajungă acolo și o călătorie foarte periculoasă. Dacă ne gândim în ziua de astăzi să parcurgi sute de kilometri, nu este mare lucru. Chiar și în România, cu autostrăzile care nu le avem, nu este mare lucru. În cea mai mare parte este o călătorie sigură, dacă ai o mașină cât de cât bună, da? Poți să te oprești într-o benzinărie și nu se întâmplă nimică în cele mai multe benzinării. Deci ești în siguranță și nu este nici foarte costisitor. Îți faci plinul și cu un plin ajungi oriunde avea nevoie. Dar pe vremea aceea era și costisitor și un drum extrem de lung și periculos ca să parcurgi o asemenea călătorie. Ne dăm seama că pentru acești magi, pentru acești oameni care cu anticipare priveau spre bolta cerească în fiecare seară, acest eveniment era deosebit de important.
Altfel, de ce ar fi cheltuit atâția bani? De ce ar fi riscat așa de mult ca să parcurgă acest drum, să ajungă la regele nou născut? Și vedem care este concluzia călătoriei. Acest magi pot fi caracterizați ca și fiind perseverenți, neînduplecați de greutatea călătoriei. Nu se duc până la jumătate și după o săptămână, pe un drum greu și costisitor și periculos, zic, nu mai se vede steaua, nu știm ce se întâmplă, ne întoarcem acasă. Nici măcar când ajung în prezența lui Irod și când văd, rețineți, când Irod aude vestea sa tulburat foarte tare și tot Ierusalimul s-a tulburat cu el. Acum, de ce s-a tulburat și cum știa tot Ierusalimul că trebuie să se tulbure? Trebuie să citim printre rânduri. Irod era mânios pentru că s-a anunțat un nou împărat și mânia lui s-a revărsat peste oamenii a cărui împărat era el. Nu știm exact ce manifestări, dar ne putem închipui. Pentru că ce face Irod după ce vestea este confirmată că copilul s-a născut, că noul împărat este acolo, începe și omoară copiii. Când Matei spune că tristețea lui Irod s-a simțit de tot Ierusalimul, el nu se spune că l-au compătimit. Cu siguranță că Irod s-a revărsat mânia lui peste popor. Nu știm exact cum, dar s-a simțit. Și magii aceștia văd aceste evenimente, văd că prezența lor și mesajul adus că ei îl caută pe noul împărat a stârnit o asemenea reacție și nu abandonează. Ei zic în continuare, noi mergem ca să ne închinăm la noul împărat. Ce ai făcut tu? Să fii ajuns împăratul regal, înconjurat de gărzile regale, să vezi violența din jurul tău. Pe fi spus, știi, ne întoarcem înapoi în țara din care am venit. Că până la urmă nu este împăratul nostru, este împăratul iudeilor. Magii aceștia sunt perseverenți până la capăt, pentru că înțeleg importanța acestui eveniment. Înțeleg cu cine trebuie să se întâlnească. Și chiar în momentul în care sunt confruntați cu întâlnirea cu Irod, ei persistă până când ajung la Iisus. Ce se întâmplă când ajung acolo? Matei ne spune că s-au închinat. Rețineți ce zic când ajung acești magi la Irod? Unde este împăratul care li s-a născut de curând iudeilor? Căci am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. N-am venit să facem cunoștință cu el, n-am venit ca să-i aducem doar niște cadouri, am venit ca să ne închinăm lui. Apoi când ajung la Betleem, ni se spune, când au intrat în casă și l-au văzut pe copil, împreună cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat înaintea lui. Nu cred că este întâmplător, apropo, detaliul acesta. Faptul că Matei nu spune, când au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, s-au aruncat la pământ și s-au închinat înaintea lor. Înțelegeți diferența între înaintea lui și înaintea lor? Oamenii aceștia n-au mers să închine înaintea lui Maria sau înaintea lui Iosif, nici măcar înaintea lui Irod. Au mers acolo să închine doar înaintea lui, înaintea lui Hristos. Câteva aspecte devin evidente din închinarea lor. În primul rând, putem ca să vedem credința care i-a condus la acest act de închinare. Gândiți-vă câtă credință era necesară. Dincolo de ceea ce izbește ochii și ceea ce ar fi putut convinge pe orice om care a văzut acest eveniment, că copilul acela nu este un împărat, ieslea, sărăcia în care se aflau animalele din jur, faptul că împăratul care stătea pe tron în acea țară căuta să-l omoare, toate indicații că acesta de fapt nu este un împărat legitim. Totuși, ei au venit să se închine la acest împărat și chiar dacă au văzut toate aceste dovezi contrare, ei totuși se închină. De ce? Pentru că ei cred că acesta este împăratul promis, că acesta este Hristosul promis. Oamenii aceștia nu erau niște ignoranți în ceea ce făceau și în cine căutau. Dacă vă uitați în dialogul între ei și Irod, avem câteva detalii care trădează cât de mult cunoșteau
oamenii aceștia despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Regele Irod s-a tulburat, auzind aceste lucruri, și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. El i-a adunat pe toți preoții, conducători și pe toți cărturari, pe toți cărturarii poporului, și a întrebat unde urma ca să se nască Hristosul. Ei au răspuns. Acum, aici ar fi fost un moment foarte bun ca Matei ca să sublinieze faptul că ei vin și vorbesc despre un rege și Irod vorbește despre un Hristos. Dacă te gândești din perspectiva creștină, când vorbim despre termeni precum Hristos, Mesia, da, este foarte clar. Când vorbești despre perspectiva iudaică, de asemenea, Hristosul, Mesia, ar fi fost termeni care sunt foarte cunoscute lor. Pentru că ei anticipau venirea Mesiei, venirea unui mântuitor. Interesant este că și magii înțeleg exact ce se întreabă. Magii știu despre ceea ce este vorba și nu spun, stai un pic, Irod, noi n-am venit să căutăm un mântuitor. Noi n-am venit să căutăm pe Hristosul. Noi am venit să căutăm nou împărat. Noi am înțeles că există un eveniment politic și am vrut ca să fim aici la balul de inaugurare. Nu, ei înțeleg întrebarea pentru că cunosc identitatea aceasta a lui Iisus ca și Hristosul, ca și Mesia, ca și Mântuitorul. Și ei răspund în Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice: dar tu, Betleeme, ținuta lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător care va păstori poporul meu. Ați observat sublinierea aceasta subtilă a lui Matei. Ei au mers la Irod, căutând regele, Irod vorbește despre Hristosul și totuși ei răspund. Și ați văzut răspunsul lor cât de bine documentat este în Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice. Și citează pe profetul Mica. Ei nu vin și spun, uite, am făcut noi niște chestii oculte și am făcut noi niște calcule matematice și am văzut o stea și apoi ne-am dat seama pur și simplu că trebuie să se întâmple ceva și ne-am gândit noi că ar trebui să fie un rege acolo. Ei vin și spun, am citit în cuvântul lui Dumnezeu, am citit în Scriptură, prin acest profet al iudeilor, că trebuie ca să vină un conducător. Și probabil că de multă vreme așteptau acest eveniment. Este foarte interesant că oamenii aceștia care citează aproximativ cuvânt cu cuvânt pe profetul Mica, omit un mic aspect. Probabil, speculez eu acum, îmi permite să fac lucrul acesta, probabil văzând cât de antagonist este Irod, dar dacă citiți profeția lui Mica, imediat după ce citează, după ce se citează această porțiune, mai urmează un verset prin care spune: cel a cărui origine este din vechime, chiar din zilele veșniciei. Mai aici sunt oameni înțelepți și oameni citiți, oameni care știu să citească tot pasajul. Eu cred că magii aceștia știau despre cine este vorba, de faptul că urma ca să vină regele care este din vechime, care este din veșnicie. Cine este singurul care a venit pe acest pământ și s-a întrupat, care este din veșnicie? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci când vedem că oamenii aceștia se închină înaintea pruncului, înțelegem ce vrea să ne transmită Matei. Magii îl recunoșteau pe prunc ca pe rege. Dar nu numai ca și rege, ca pe Hristosul, ca pe Mesia, ca pe cel veșnic care acum este întrupat. Vedem că închinarea lor este una nu doar informată prin revelația lui Dumnezeu, cum trebuie să fie orice închinare, ci este una plină de smerenie și de umilință. Închinarea lor nu a fost doar una formală, a fost o închinare reală. A fost o închinare totală, a fost o închinare în cunoștință de cauză și cu toată inima. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Acest gest denotă supunere totală înaintea noului împărat. O închinare completă a întregii ființe înaintea lui Hristos, o reverență. Nu s-au dus în casă și a stat pe un scaun și au zis, hai să ținem și noi copilașul în brațe, hai povestiți-ne despre ce s-a întâmplat, v-am adus niște cadouri de Crăciun. Au înțeles cu cine au de-a face, au înțeles cine stă înaintea lor.
au înțeles că copilașul este împăratul veșnic, este domn al domnilor și au căzut cu fața la pământ. În Scriptură, când se cade cu fața la pământ, este reacția care oamenii o au atunci când vin în închinare înaintea lui Dumnezeu. Când oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, cad cu fața la pământ. Acești oameni aduc o închinare sinceră, o închinare plină de smerenie și plină de umilință. Acești oameni sunt extraordinar de generoși în închinarea lor și în întâlnirea lor cu Domnul Iisus. Este foarte important ca înainte să subliniem darurile lor, să subliniem faptul că darurile lor vin după închinare. Ei n-au început cu darurile, au început cu închinarea. N-au zis, uite, am adus niște daruri, vrem să vi le prezentăm și apoi să avem un moment de rugăciune. Primul lucru care s-a întâmplat când oamenii aceștia l-au văzut pe Hristos este că s-au prăbușit înaintea Lui și s-au închinat. Darurile aduse împăratului și darurile aduse lui Dumnezeu sunt irelevante dacă nu ne-am închinat înaintea Lui în primul rând. Dacă nu ne-am prăbușit înaintea Lui în umilință și nu am recunoscut domnia Lui peste noi, darurile noastre n-au nicio valoare. Pentru că El nu are nevoie de darurile noastre. Doar apoi, după ce ne-am închinat, după ce ne-am predat, după ce ne-am prăbușit înaintea Lui și am recunoscut domnia Lui, am recunoscut că El este Mântuitorul nostru, dar apoi darurile noastre aduse în mulțumire au vreo valoare înaintea împăratului. Deci întotdeauna trebuie ca să venim în primul rând cu închinarea noastră, cu predarea sufletelor noastre și apoi să venim cu darurile noastre de mulțumire. Evident că natura darurilor, precum natura închinării, a fost una extraordinară. Daruri de valoare imensă, daruri alese, tot ce aveau oamenii aceștia mai de preț, au predat împăratului. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Tot ceea ce a fost mai bun, tot ceea ce a fost mai de preț, tot ceea ce a fost mai de valoare, ce oamenii aceștia aveau în posesia lor, au dat împăratului. Aș vrea ca să subliniem, în concluzie, câteva lecții transmise prin narativul prezentat de Matei și prin detaliile care le-a subliniat Matei. Câteva lucruri care pot fi o învățătură practică, palpabilă și pentru noi în această seară din relatarea aceasta a lui Matei. În primul rând, vedem că Matei subliniază o condamnare a iudeilor și a oamenilor religioși prin felul în care întruparea s-a petrecut. Acești magi la răsărit au fost înștiințați printr-o stea și au venit să caute pe împărat pentru că erau dornici să cunoască pe cel care era vestit prin profeți. Iar iudeii, poporul ales al lui Dumnezeu, sunt orbi total de evenimentele care se întâmplă. Mai rău, când li se aduce la cunoștința lor ce se întâmplă, devin împotrivitori. Irod este supărat și poporul din cauza lui Irod este supărat. Gândul lor era, probabil, a poporului, din cauza acestui zis Mesia. Acum vom suferi furia lui Irod. În loc ca să sară în picioare la vestea că a sosit Mântuitorul, ei se gândesc la durerile lor pământești. Când oamenii cei mai de seamă, cei mai învățați, preoții, cărturarii, sunt convocați de Irod pentru ca să interogheze situația, să interogheze pe magi și să afle unde urma pruncul să fie născut, ce fac ei după ce află de la magi exact ce știau ei și faptul că urma ca să se nască regele Hristosul? Absolut nimic. Nu merg să caute și ei, nu se alătură magilor, niciun preot care a fost convocat la Palatul Regal nu spune: magilor, unde mergeți de aici? Noi suntem preoții Ierusalimului, noi suntem conducătorii poporului ales al lui Dumnezeu. Dacă mergeți ca să-L căutați pe Mesia, venim cu voi. Toți au mers înapoi la casele lor. Și magii singuri au mers să-L caute pe Hristos. Nu fac absolut nimic. Oamenii cei mai de seamă, împărați, preoți, conducători, sunt excluși total de la nașterea Mântuitorului
și sunt înlocuiți și înștiințați în locul lor păstori de pe câmp, oameni simpli și magi, străini dintre neamuri, conducători religioși a religiilor păgâne. Cred că există o lecție, o condamnare clară față de cei din Ierusalim, față de elita spirituală, față de cei religioși. Și cred că există o lecție și pentru noi. Și lecția este foarte simplă. Să nu cumva să lăsăm religiozitatea noastră să facă obscură pentru noi minunea și realitatea întrupării Domnului Iisus Hristos. Adevărul Hristosului, adevărul Mântuitorului trebuie să fie o realitate în viața noastră. Dacă am auzit vestea că Iisus Hristos a venit ca să mântuie pe cei pierduți, trebuie să-L căutăm. Trebuie să alergăm la El. În niciun caz n-ar trebui să lăsăm faptul că noi suntem creștini, că noi suntem ortodoxi sau baptiști, sau cine știe ce ne-am considera noi. Noi nu avem nevoie să alergăm către Hristos. Noi știm despre lucrurile astea. Și să mergem înapoi la casele noastre, cum au mers preoții și cărturarii, în întuneric și condamnați. Pe când alții care sunt de departe, pe când alții care poate n-au auzit vreodată numele lui Iisus, să fie chemați de Dumnezeu la mântuire. În al doilea rând, cred că este o ilustrare magnifică a providenței lui Dumnezeu în acest eveniment. Dumnezeu orchestrează toate aceste evenimente într-un fel minunat. Magii sunt călăuziți la Betleem printr-o stea. Sunt lăsați să continue călătoria de Irod. E foarte interesant cum și frumos cum Dumnezeu rânduiește lucrurile încât ura lui Irod de fapt lucrează în favoarea magilor. Irod fiind așa de rău și vroind să se folosească de magi ca să ajungă la copil să-l omoare, îi lasă pe magi să plece. Pur și simplu putea să-i omoare pe loc. Nu era nicio problemă pentru Irod să facă asta. Trebuie să zică, ce ați venit? Ați venit să căutați regele? În pușcărie cu ei decapitații. Dar Irod, fiind așa de diabolic, spune, uite, am eu un plan. Îi lasă plece și apoi, când se întorc, o să-mi spună și mie și mă duc și eu acolo ca să omor pruncul. Dar Dumnezeu, vedem, că are un alt plan. Apoi ajung și se închină și dăruiesc aceste daruri frumoase și valoroase, care probabil că au dat posibilitatea materială necesară pentru ca Maria și Iosif să plece să evadeze în Egipt. Maria și Iosif, care nu aveau cele necesare materiale și nu aveau unde măcar să fie cazați pentru nașterea copilului, dintr-o dată, înainte ca Irod ca să meargă să caute copilul să-l omoare, au resursele financiare ca să plece în Egipt. De unde? De la magi. Aur, smirnă, lucruri de valoare. Aveau cele necesare ca să evadeze acum toate acestea orchestrate de Dumnezeu. Magii apoi sunt înștiințați de Dumnezeu să meargă acasă pe alt drum și să nu mai meargă la Irod. Toate detaliile din acest eveniment, orchestrate de Dumnezeu în providența sa să se împlinească lucrurile exact cum a vrut Dumnezeu. Din afară, ca și spectator, te uiți și zici cât pericol. Un singur lucru dacă se întâmpla altfel și evenimentul ar fi mers total altfel. Dacă magii ar fi luat pe cineva din curtea regală cu ei. Dacă Irod ar fi mers cu ei. Dacă Irod i-ar fi omorât. Dacă magii ar fi plecat mai devreme și ar fi ajuns înapoi la Irod. Cât pericol! Și apoi realizăm că în tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este suveran. Că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă după planul lui Dumnezeu. Ce mângâiere pentru noi! Când ne uităm în jurul nostru și vedem atâta pierdere de control, atâta haos, atâta suferință și ne întrebăm oare Dumnezeu este în control? Dumnezeu este în control peste cele mai mici detalii în acest univers. Al treilea rând, ni se arată foarte frumos calea spre adevărata înțelepciune prin acești oameni care sunt numiți înțelepți. Oamenii aceștia descris ca și magi, ca și oameni înțelepți, dar de fapt înțelepciunea lor constă în faptul că au fost ascultători și au urmărit călăuzirea lui Dumnezeu. Călăuzirea primară pentru acești oameni n-a fost steaua.
Steaua a fost semnul care a declanșat călătoria. Călăuzirea primară a fost revelația lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu, cu mult înainte, a anunțat venirea Fiului Său. Oamenii aceștia au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și când au văzut împlinirea semnelor, vremurilor, au realizat că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. De asemenea și noi putem astăzi fi înțelepți doar dacă ne ghidăm după steaua care este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie ghidul nostru. Aceasta ne face înțelepți. Putem fi deștepți fără cuvântul lui Dumnezeu, dar nu înțelepți fără cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune în 2 Petru 1:19, și avem acum cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți ca să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Până ce va crăpa ziua, de ziua, și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Apostolul Petru spune că până la revenirea Domnului Iisus Hristos, asta este referința făcută aici, până la luceafărul de dimineață care trebuie să răsare, până la revenirea Domnului Iisus Hristos, avem cuvântul profetic. Avem Biblie, avem Scriptura, de care, dacă am vrea ca să fim înțelepți, am face bine să luăm aminte. Pentru că este o lumină în locul acesta întunecos în care ne aflăm, în lumea aceasta întunecată de păcat. Nu sunt așa de multe momente în viața ta, sunt în viața mea, în care te simți în întuneric, nu știi încotro să o iei, parcă nu vezi niciun metru înaintea ta, parcă ai fi într-o ceață imensă. Singura soluție, singura lumină suficient de puternică, suficient de curată să pătrundă acest întuneric este cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea reală, înțelepciunea divină constă în a lua aminte la cuvântul lui Dumnezeu. 4. Magii oferă un model demn de urmat, de închinare înaintea lui Dumnezeu. În primul rând am văzut că închinarea lor este o închinare informată de revelație. Oamenii aceștia căutau pe Iisus, pentru că au citit în cuvântul lui Dumnezeu că urma ca să vină acest împărat. Și în momentul în care au realizat realitatea acestor evenimente, s-au închinat înaintea Domnului Iisus Hristos și l-au recunoscut ca și Domn și Mântuitor. Trebuie ca să înțelegeți cât de drastică este această închinare. Vorbim de niște preoți păgâni care vin și cad cu fața la pământ și îl recunosc pe Hristos ca și împărat. O închinare reală, o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu trebuie ca să fie informată de revelație. Trebuie ca să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și acolo să te lași condus la Hristos. Să-L cunoști pe Hristos și să te închini lui Hristos. În al doilea rând, o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu, precum a magilor, trebuie ca să fie una sinceră și smerită. Una formală doar, ci una care implică toată ființa ta cu adevărat. Și în smerenie te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. Recunoști ceea ce tu ești, un păcătos, un pierdut, și recunoști cine este El. Creatorul tău, împăratul tău, Domnul tău, Mântuitorul tău. Apoi, în ultimul rând, trebuie să fie o închinare totală. Nu doar o închinare verbală, nu doar o închinare unde îți verbal declari supunere înaintea împăratului, ci o închinare totală, cu toată ființa ta și cu tot ceea ce ai. Au dat tot ce au avut mai de preț. Ca și semn de recunoștință, ca și semn de mulțumire, ca și semn de bucurie că au întâlnit pe împăratul. De asemenea și noi, când venim conduși la Hristos, când venim conduși la Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, când ne întâlnim cu Mântuitorul nostru și ne prăbușim înaintea Lui în închinare sinceră și smerită, apoi urmează o viață totală, constantă de închinare cu tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Și în ultimul rând, 5. Ni se dă un avertisment și o oportunitate extraordinară pentru noi în această seară. Și anume,
Pentru cei care astăzi nu urmăresc lumina care este Hristos și care nu răspund lui cu închinare. În narativul acesta, dacă te afli în această poziție, ești Irod și poporul care rămâne în întuneric și în condamnare. De aceea, în această seară, vreau să vă las cu această urare, hai să fie ea de Crăciun, și anume, multă lumină divină prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să plecați de aici mai mult decât cu câteva informații despre întruparea Domnului Iisus Hristos, ci cu lumină divină în inimile voastre, cu o cunoaștere adevărată și cu o închinare smerită și totală înaintea împăratului. Amin. Amin.